Țara românească în timpul lui Matei Basarab, în prima jumătate a secolului al XVII-lea, cunoaște o perioadă de realizări notabile în domeniul artei și culturii. Domnitorul înzestrează ctitoriile sale și ale înaintașilor cu adevărate capodopere din argint aurit și pietre prețioase. În 1636, el dăruiește mănăstirii Brâncoveni, ctitorită de bunica sa, un potir și o evanghelie ferecată. Originalitatea potirului, comandat meșterului grec Alexandru al lui Acrivis din Tricala, constă în îmbinarea formei gotice cu decorația emailată. Cupa potirului este dublată de o rețea de email filigranat cu motive florale și îngeri, care se regăsește și pe potirele transilvanene, în timp ce baza și nodul sferic sunt acoperite în întregime cu mici medalioane emailate policrom, reprezentând simbolurile evangheliștilor, figuri de sfinți, îngeri și serafimi, pe Maica Domnului și pe Hristos răstignit, toate tratate în manieră bizantină. În același an, Matei Basarab și doamna Elina acoperă o evanghelie tipărită mai veche cu o prețioasă ferecătură întreagă din argint aurit, comandată de data aceasta unui meșter din țara românească, rămas anonim. Cea mai importantă ctitorie a lui Matei Basarab, Biserica Necropolă, a fost mănăstirea Arnota, pe care a înzestrat-o cu odoare și moaște sfinte, cumpărate cu mare preț de la Muntele Athos. Ferecăturile din argint aurit acoperă integral relicvele, sunt decorate cu pietre prețioase și respectă un model bizantin. Pot fi atribuite stilistic unui atelier chiprovician. Situat în nord-vestul Bulgariei, Chiprovățul fusese un important centru de argintărie și comerț, a cărui populație de religie catolică se refugiase la nordul Dunării, fapt care a favorizat argintăria munteană. Matei Basarab face danii importante și mănăstirii Tispana, dintre care amintim câteva candele asemănătoare ce ar fi putut fi comandate după model argintarului sârb Neșco Prolimlecovici. Lucrate în argint aurit traforat, candelele reprezintă o metaforă a bisericii structurată în trei compoziții figurative dispuse longitudinal. Prima compoziție simbolizează promisiunea mântuirii prin întruparea lui Hristos. Cea de-a doua explică misiunea dată de Iisus apostolilor prin ilustrarea versetului „Eu sunt via, voi sunteți mlădițele” din Evanghelia apostolului Ioan. Iar cea de-a treia compoziție înfățișează biserica însăși, prin simbolul heraldic imperial bizantin, acvila bicefală, implicit simbolul ortodoxiei. Racordate deopotrivă curentelor artistice din Europa vremii, câteva obiecte de argintărie din epoca lui Matei Basarab, comandate în Transilvania, integrează sau imită monede antice. Este o expresie plastică a Renașterii și apoi a Barocului, care porneau de la reconsiderarea valorilor antichității. Vasul pateră, dat la căldărușani de clucerul Buzincă, boier al lui Matei Basarab, și căucul comandat de mitropolitul Ștefan pentru Tismana, integrează imitații după monede grecești și romane. Cele două obiecte mai au în comun o inscripție de afurisenie la adresa hoților. Cine îl va vinde sau îl va cumpăra, acela să fie afurisit de 318 sfinți părinți. Cum comanditarii lor aparțineau unor medii sociale diferite, opțiunea pentru acest tip de inscripție denotă probabil o reacție la un fenomen existent în epocă.